Bună seara, prieteni! Ce victorie mare pentru Dinamo! Se mai întorc lucrurile și pentru Dinamo în minutele de prelungiri, pentru că a pierdut două puncte mari cu Petrolul dincolo de minutul 90, a pierdut un alt punct la Galați dincolo de minutul 90, dar astăzi câștigă două puncte și o face împotriva unei contracandidate pentru evitarea retrogradării. Dinamo Poliaș se termină 1-0. Discutăm cu Bogdan Cosmescu. Bună seara! Salut! Cât chin pentru Dinamo? Jucând, cât a jucat? Din minutul 20 și cu în plus. Și cu minutele de prelungiri. Deci a jucat 80 de minute. Păi 8 au fost puțin. Cu 5, 13. A jucat 83 de acolo. Un meci întreg, practic. Da. Singurul semn de întrebare este de ce nu-l elimină Hațegan pe Homao. Te poți întreba, poți să zici că e așa, mi se pare că intră. Dacă pui așa problema, de tare. Dacă pui așa problema, înseamnă că tu susții că e roșu acolo. Eu așa, parcă aș închina pe roșu. Nu bag mâna în foc. Nu este genul de fază care să dai o intrare. Cum să spun, nu poți să, n-ai voie să intri așa. Hai să vedem două faze în acest meci, de care sunt absolut convins că cei de la Iași se vor lega. Și anume, dacă Homao trebuia eliminat la acea intervenție pe care o are asupra lui Luca Mihai, Luca Mihai care a părăsit terenul cu masă de oxigen pe targă în salvare pentru că lovitura a fost una violentă și apoi evident golul marcat de Bani, pentru că acolo sunt niște suspiciuni dacă a fost sau nu offside, în ciuda liniilor trase și prezentate, dar merită să le vedem pentru că s-a întâmplat la foarte multe meciuri să vedem linii trase complet greșit. Dar haideți să vedem acea fază cu Homao și Luca Mihai, dacă intrarea este sau nu de roșu, evident în opinia noastră. O comentăm noi. Avem faza? Da, nu știu, este... Așa, asta. Mie mi se pare mai degrabă roșu. Bă, de ce să intre așa? Care sunt argumentele? Intră nu tare, incredibil de tare. Nu știu cum, de ce să nu-i dai roșu, de fapt. Nu știu să nu-i dai roșu. Nu înțelegi să nu-i dai roșu. De ce nu-i dai roșu? Că ce? Pentru că... Cum cred că a gândit Hațegan? Hațegan l-a gândit, este o luptă, adică și atacul este făcut în zona mingii balonului, nu vii foarte imprudent. Nu vii imprudent cu intensitatea aia. Intensitatea e una, imprudența e cu totul altceva. Imprudent să minte așa, mă. Bă, l-omorai pe copilul ăsta. Cred că a fost o singură reluare la această fază. Bă, e clar că n-a simulat copilul ăsta, nu? Stai puțin, tu vorbim de simulare. Bă, dar nu poți, adică nu văd de ce nu-i dai roșu. Ok, pot să înțeleg, da? Mai degrabă ar fi roșu, eu așa zic. Raportându-te, asta este o reluare. Cum să intre așa? Cred că lovește și cu umărul un pic. Ia să... Nu, cu capul, direct în, cumva, în obraz, în partea dreaptă. Da. Nu-l înțeleg pe Zeliko Kopić. Schimbarea lui Homao este normală, dar bași pe Moura, fundaș central. Ce zici aici, roșu? Eu înclin spre roșu. N-aș băga mâna în foc. Da, înclin spre roșu. Nu-mi place că intră așa. Nu-mi place. De ce intri așa? Să intimidezi? De ce intri așa? Nu poți să zici că, cum se cheamă, că venim amândoi lansați spre mine și ne lovim cap în cap. Tu intri așa peste copilul ăla. Da, și până la urmă tu ți-asumi dacă ratezi intervenția. Păi intri așa peste el cât poți cu 4-25 la oră. Că avem și efectul intrării. Că în regulament se spune dacă pui în pericol integritatea... Bine, mie Hațegan nu-mi place. Fie sănătos. Mie nu-mi place cum arbitrează. De când a pățit nenorocirea aceea, nu mai îmi place deloc. Sincer. Nu știu. Nu știu, eu l-am văzut în multe meciuri foarte bine. Adică l-am văzut mie nu-mi chiar... place. Nu văd. Adică nu văd care sunt argumentele pentru care n-ai da. Să spui că ce? Că e un duel la minge, îl ratează Homao și intră cu capul în capul adversarului. Cam așa cred că gândește Hațegan. Pentru că, atenție, el nu se grăbește cu o sancțiune. Așteaptă, el scoate cartonașul după ce Luca Mihai e urcat în ambulanță și pleacă. Și să spui că se pare că urmările nu sunt suficient de grave? Nu, cred că are și o comunicare cu cei din camera VAR. Dar n-are voie. Are voie să facă chestia asta? Am înțeles. Păi stai puțin, mai ales după ce el dă cartonaș galben, cel din camera VAR ar fi putut să-i spună, este de un roșu feroce. Așa se apară că de bine a văzut Hațegan. În fine, mie mi se pare că e spre roșu. Acum, nu știu, mie mi se pare că e spre roșu. Da, foarte curios să văd aici opinia ale unor oameni din zona asta de arbitraj, adică să vedem cum... Mie mi se pare că intensitatea și că intrarea este inconștientă. Da, a doua fază este cea care decide meciul în minutele de prelungiri cu golul marcat de Bani. Și aș vrea să vedem direct
imaginea cu liniile trasate și prezentate. Nu, hai să păstrăm, să păstrăm un pic acea imagine, că vreau să o analizăm, să vedem dacă liniile sunt trase în regulă, mă rog, la ceea ce vedem noi. Linia albastră este linia ultimului apărător, da? Care este călcâiul piciorului drept al jucătorului din centrul terenului, mi se pare în regulă. Mi se pare, să spunem, că e în regulă. Linia roșie, în schimb... Hai să mai spun ceva, mie ce nu mi se pare în regulă, nu cred că e momentul în care dăm o ora minge. Ba da, nu cred, se pare că nu? Da, cred că mai durează o fracțiune de secundă suficient când să mai facă. Nu este momentul în care o minge, așa mi se pare. Poate că mă înșel. Ba, mi se pare că... Mie nu cred că asta se... așa nu cred că este momentul. Ba... Încă o dată, mie e greu, astea sunt niște povești. Nu, mie e greu să spun. A fost, n-a fost habar. Dar... Nu, linia roșie, nu mi se pare că e cumva trasată la piciorul... Cine e acolo? Costin, cred că e, nu? Sau cine e în mijlocul careului? Cred că e Costin. Cred că e Costin. Pare că e trasă la picior, numai că cum i-a plecat, cred că umărul e puțin mai spre poartă. Da, în fine. Haideți să ce spune Bordeanu de la Poliaș. Lucrurile astea tot se întâmplă și la sfârșit noi sferim. Că nu interesează pe nimeni, toată lumea merge acasă, își face treaba. Noi mergem acasă, fără puncte, fără nimic. Mulțumim. Și e greu. Îți mulțumim. Mulțumim. Seara bună. Bun, l-am ascultat pe... Da, dar mi-a zis că a fost scandal mare. Am văzut, eram în previzionare aici și se, da. Nu zicea vorbe frumoase că păi a fost un meci frumos. A și spus că lucrurile să se repete, adică se repete în sensul de s-au mai plâns de arbitraj. S-au plâns atunci când au zis toată lumea favorizează pe Dinamo. Ei cu Dinamo aveau ce aveau, nu mai țin minte că am zis Bordeanu chestia asta. Au zis pe un meci, da. Că pe Dinamo îi favorizează, n-am zis de ce, în fine, nu mai țin minte de ce. Iașiul practic pierde al treilea meci în prelungiri în ultimele două luni. Botoșani, Petrolul și Dinamo. Să vedem clasamentul. Că este o bătălie incredibilă pentru a evita retrogradarea, pentru a evita și locurile de baraj. Așa se prezintă acum clasamentul, cu Dinamo care este pe primul loc de baraj, Poli Iași este pe al doilea loc de baraj, Botoșan și FCU Craiova nu în această ordine, ele sunt despărțite acum de golaveraj. Dar nu golaverajul este principalul criteriu, bine, n-ar conta la ele, că oricum ar retrograda amândouă dacă, să spunem, acum ar fi finalul. Atenție ce meciuri urmează pentru Dinamo. Două deplasări, una după cealaltă. Prima la Craiova, a doua la Botoșani. Cred că deci, mare parte aici. Și după aia cu voluntari, atenție. Și după aia cu voluntari. Bine, nu știu, se mai joacă atunci. Voluntariul, încă o dată vreau să prezint acest lucru, este singura din ultimele 5 clasate care n-a avut parte de rotunjire. Deci voluntariu stă mai bine decât oricare dintre alte echipe la caz de egalitate. Dacă se termină egalitatea. Deci și da. Dinamo, și Polia, și Botoșani, și Craiova au beneficiat de rotunjire. Da. Adică au primit, ca să explicăm, au avut număr impar de puncte și au primit un 0-5 puncte. Și important, cred că Cosmin Prea nu a spus pe parcursul meciului, Dinamo la egalitate în afară de voluntari cu celelalte echipe, doar cu Botoșani avantajată, pentru că a fost deasupra ei când s-a terminat sezonul regulat. Atât, da. Da, e important pentru că distanțele fiind foarte mici, e foarte probabil să avem egalitate de puncte. Cred că primele 5 au scăpat. Primele 5, inclusiv Petrolul. Petrolul are 25, sunt 6 puncte, e mult. 6 puncte pentru chiar mai cât? Mult de 6 puncte, că tot, rotunjirea, tot clasa, nu, tot clasamentul. Și clasament și rotunjire. Oricum, Petrolul n-a avut rotunjire. Nu știu dacă a avut sau nu. Cred că n-a avut, nu contează. Mă rog. Deci sunt 6 puncte, e mult. 7, practic. Deci e mult, e greu să mai intre în hora retrogradării. Da, da, acolo să știi că e o bătălie foarte importantă pentru banii din drepturi TV. Îți dau un exemplu. Petrolul, în momentul de față, este pe locul 5. La 2 puncte de Hermannstadt. Așa e. Dacă ar termina pe primul loc față de această poziție, cred că ar câștiga în plus undeva la 600.000 de euro, dacă nu mai bine. Dacă pentru nu Petrolul. Dai o cotă parte importantă jucătorilor, trebuie să vă spun că pe ei cam doare în cot de banii pe care ia club. A, dacă le spui, bă, de la locul, voi sunteți pe ce loc? Sunteți pe locul 11. Orice loc urcați, aveți fiecare, nu știu, 2000 de euro? Nu, sau poți să-i motivezi cu primă de meci. Sau așa. Da, pentru că cumva mai fiind doar 5 meciuri, înseamnă cam același lucru. Ai sau câștigat așa. 2 meciuri. Deci dacă nu-i motivezi ești, clar, concret, sus, prin da. Contract, nu pe povești, ei joacă, pentru că sunt profesioniști, dar nu sunt disperați, că nu pe ei interesează, nu în contul lor intră banii aia 600.000 de euro. Deci zici tu, așa mai e diferența, mă, între locul 11 și locul 7? Păi, între locul 5 și locul 1 sunt 4 locuri. Pe locul locuri. 5 e locul 11. Păi,
5-1 tot aia e. Da. Deci sunt 4 locuri. La fiecare loc pune măcar 150.000 dacă nu, și tot ajungi la 600.000 dacă nu cumva e mai mare diferența. Bani buni. Pe, mai ales pentru echipe mici. Nu vreau să mai spun, cred că trebuie spus. Dinamo ia 3 puncte imense. Dar jocul este în continuare modest. Nu prea contează în finalul ăsta de campionat, cred. Băi, contează pentru contează. Că e de presupus că vei căriști să pierzi niște meciuri dacă joci prost. Eu nu poți să le câștigi pe toate. Acum ai câștigat că au jucat băieții ăștia în 10. Pentru că a fost, nu știu dacă îi bătei. Au ocazie mare, Mute 1, dau bară. Da, da. Mai au 2-3 ocazii. Betaieb, Gheorghiță. Bă, sunt 2-3 ocazii pe care mă n-ar trebui să apară. A venit la interviu Toni, antrenorul Iașului, să-l ascultăm. Cum ai trăit această partidă? Cum ai simțit acest meci? Eu nu mai trebuie să vorbesc de că sunt mândri de băieții mei. N-am luat niciun punct. Am văzut un spirit de echipă, o inimă. Astăzi tot împotriva noastră. Tot ce a putut să se întâmple la meciul ăsta a fost împotriva Iașului. Cel mai mare infringere că l-avem noi e un jucător nostru, Lucas Miai, multiple fracturi pe față, multiple fracturi, are hematom, are emoragie la cap. Asta e cel mai mare infringere. Și pentru mine e ceva inconsistent. Nu știu. Asta pentru mine nu e fotbol. Astăzi puteți să se... A murit deja niște jucători pe teren cu niște intrare foarte tare și asta puteți să se întâmple. Toată lumea e speriat. Asta a fost cel mai mare înfrângere. Eu zic că am câștigat o echipă, o inimă, pentru că am văzut băieți, au luptat, am încercat, am avut bara și cu 10, am avut niște ocazii. Noi nu meritam ce ne s-a întâmplat la noi la ultimul meci. Și Rashid Bână a avut roșii, înainte de roșii, are fața așa, d-un cot. Eu nu vreau să vorbesc de arbitraj, niciodată o să-l fac, conducătorii mei o să-l fac, am mare respect pentru toată lumea. Ce să zic, felicitări la Dinamo că au castigat 3 puncte, noi mergem acasă supărat, 7 ori de drumul, băieții au luptat, au încercat și nu lăsat să ia măcar numai un punct. Ce să spun, băieții mei plâng la vestiar, plâng, așa l-am spus și la ei, astăzi plângem, ne dore mult pentru că nu meritam, o să mâine. Și tot durerea care am simțit astăzi noi toți, trebuie să ne fac mai tare pentru viitoare. Pentru că astăzi am văzut o adevărată echipă care a luptat împotriva toți și deja erau adversari împotriva toți. Bravo pentru Poli și pentru atitudine, din păcate n-am luat niciun punct. Asta este. Ai fost fotbalist la nivel înalt. Cum au fost momentele alea, că era aproape de bancă accidentarea lui Luca? Cum l-ai trăit? Eu foarte, foarte nasol, ați văzut că noi am mai încercat și eu am intrat pe teren. E foarte nasol, asta e cel mai dureros pentru mine. Am pierdut un jucător, că nu mai pot să joc pe la final campionatului. Nu mai pot să joc. Noi după 20 de minute era un roșu. După aia, accidentar foarte grav. Foarte grav. Și doar galben. Și asta este. Asta conducătorii mei o să vorbesc. Eu foarte grav. După o prima repriză, deja trebuie să fac două schimbări. E foarte greu după aia în repriza două, dacă vrei să schimbi ceva, un om în minus și nu mai cu un paraj să fac schimbarele. Băiețul a încercat, a făcut tot ce am cerut. Până la sfârșit, păcat că pot luciditate 90 de minute, 8 minute în prima repriză și 5 al doilea repriză, 100 ceva minut. Cu minus 1 am luptat, am încercat, am avut și ocazii. De multe ori, noi nu vreau să vorbesc mai mult, sincer, că mi-e dore inima din respect pentru băieții mei. Eu sunt mândru de ei. Asta e spiritul care vrei la Poliaș. Mai rămân niște finale și mergem până la sfârșit cu piciorile la pământ, cu capul sus. Cu capul sus, asta e cel mai important și mergem. Dacă toată lumea vrea și dacă toată lumea cred că Poli a picat astăzi, nu a picat. Să vedeți că noi luptăm până la sfârșit. La sfârșit o să vedem. Eu sunt cel mai mare responsabil echip. Am ajuns în puțin zile,
am ajuns în puțin zile, dar într-adevăr, nu mă plâng puțin timp de muncă. Nu mă plâng, mergi cu băieți pentru că astăzi au arătat de ce am venit aici. Au o inimă mare, se aștept pentru mine cel mai important. Voiam să te întreb ce le-ai transmis în acel cerc, asta. Dar probabil că asta exact. Le-ai spus pentru ce că am îi vedeam. Spus aici, l-am spus la băieți, sunt mândri de ei, astăzi ne dor, astăzi plângem și lacrimii de astăzi o să ne fac mai tare pentru viitor. Cum se vede, apropo de lupta asta, spuneai, Poliaș, nu retrogradează, până la sfârșit o să fie greu pentru toți. Până la sfârșit o să fie greu pentru toți. Să știți că rămâi niște meciuri, unii joc între alți și o să fie foarte dur, foarte dificil. Ce echipă care are minte mai rece, minte mai rece și inima mai caldă, o să se salvează. Asta este, să nu tremure picior. Și astăzi n-am văzut Poliaș că îl tremure picior. Am văzut că a luptat, a alergat, a încercat, am avut niște ocazii. Dumnezeu astăzi n-a stat cu noi. Am dat o bară în prima, după s-a întâmplat niște feluri că nu mai are rost să vorbești, conducătorii mei să vorbești. Încă o dată, bravo, Dinamo a castigat. Nu, am zis la antrenorii lor, e foarte educat, bravo lor, mergem înainte și asta este la fotbal. Când castigam, când se pierde, e dureros, foarte dureros, să știi, pentru mine, foarte dureros să văd băieți că plâng în vestiar, la forma cum am pierdut. Da. Bun, l-am ascultat pe Toni. Vorbește foarte bine pentru un om care a plecat de mai bine de un deceniu din țară. Foarte bine, da. Am văzut a curs între timp talentul lui Selmanin în stare pură, cel mai bun kosovar. Foarte îngrijorător ce spune despre Luca Mihai. Da, Mihai. Asta cu Luca Mihai este deosebit de grav și nu face decât să arate că a greșit Hațegan și încă o dată. Deci multiple fracturi. Bă, să sperăm că exagerează pe fond de nervi. Hemoragie? Nu cred că el era nervos. Dacă e hemoragie, trebuie operație. Sper că nu e hemoragie, dacă e doar hematom, e diferență. El era conștient când a fost urcat în salvă. Da, poți să ai timp să scurgă sânge, să acumuleze sângele. Avea și masa de oxigen. Nu știu. Intervenția medicilor a fost promptă. Sper că exagerează. Dar asta mă face să cred în ce mai mult că Hațegan a greșit grav. Da. O să încercăm să aflăm noutăți despre starea de sănătate a lui Luca Mihai și în emisiunea următoare o să le prezentăm. Ați plăcut Selmani? Hai să discutăm despre CFR, FCSB, că nu mai avem mult timp, 3 minute, măcar vedem echipele de stat, vedem imagini de la Cluj. Primul 11 al CFR-ului, fără Taxidis, care este suspendat, oricum nu cred că ar fi jucat la ce a făcut în ultima vreme. Mă rog, nu sunt surprize. Adică iese Taxidis, intră Avunu, care a jucat. Intră Ilie iarăși. Păi da, dar practic este cred că aceeași echipă ca în Giulești? Cred că da. Cred că da. Ok, vedem repede și distribuția FCSB-ului. Bine, echipa mare o spusese Becali acum câteva zile. Nici aici nu sunt surprize. Ți-am spus, interesant este că patronul FCSB-ului nu mai are la dispoziție suficient jucători pentru a face permutările pe care le face. Cam asta e echipa. Ce putea? Luis Felipe este accidentat, Ovidiu Popescu este accidentat, Pantea este accidentat. Da. Pe cine să bagi? Radan Slavescu poți să mai încerci. Pai pe cineva? Păi să căutăm ia acum banca. Deci în afară, afară de cei doi portari sunt așa. Dava, Haruț, Pandele, Anvi, Al-Hasan și Radan Slavescu. Mai pe cine să bagi? Ba, dar m-ar fi Baba Al-Hasan să faci. Dar n-ai acolo, trei de la mijloc să mă duțin cu el la FCSB. Nu, ai dreptate, n-are ce să inventeze în momentul ăsta. Aia sunt. Și atunci e mult mai simplu pentru antrenor, că știe că ăștia vor fi. Paradoxal, plecările astea care au subrezit lotul, măcar numeric, dar și valoric, zic eu, pentru că totuși Companio, Djokovic, Ganea joacă la farul până la urmă. Adică erau niște soluții pe care puteai să le bagi când în când în luptă. Și spui că chestiunea asta s-a transformat în un avantaj, poate. Eu cred că este un avantaj. E posibil. Că nu mai poți să faci. Ăștia sunt... Da, da. Nu poți să mai schimbi foarte multe. Este un meci decisiv. Dacă CFR-ul nu bate, cred că s-a terminat definitiv. Și dacă bate CFR-ul, FCSB rămâne imensă favorită. Atenție, 4 puncte cu 6 etape înainte. Pe care 4? Sunt 7. Păi 7? Păi stai așa, că pe pierdă-te meciurile, da. Bă, mergi cu 7 puncte, avans în contrare dacă pierde. Nu că se lansează, nu că pierde FCSB. Da, adică dar dacă face FCSB egal, eu zic că cele 10 puncte, când mai sunt 6 etape, deja devin greu de pierdut. Da. Adică e greu să le pierdă, sigur că se poate, până nu e matematic. Dar... Foarte interesant arbitrează Colțescu, cel care a fost la centru și a anulat, dacă vă ceți aminte, acel gol marcat de Coman, aici, la CFR FCSB.
pe o, să spun, o intervenție arbitrului VAR. Deci Colțescu a avut 2 ani foarte buni, 2-3 ani foarte buni după acel incident nefericit de la Paris. Lumea poate nu mai, poate mai ține PSG cu Basak Şehir, cu acuză de rasism. După care, după greșeala mare pe care, pe părerea mea, a făcut-o în favoarea FCSB-ului, atunci la Ovidiu cu farul, când a dat penalti, a început să arbitreze foarte slab. Deci a avut 3 ani în care, după părerea mea, a fost și mai bun din România. Și acum un sezon prost rău. Așa e părerea mea, încă poate greșesc. Am mai apărut și în sinogramele, doar rapid. Ce, mă, nu știu ce a făcut, habar n-am făcut, nu știu. Când a zis Daniel Nicolae că am vorbit cu Colțescu, ne zice să dăm cu torțe, foarte, să putem face orice. Înțeleg că Vasara s-a fost foarte deranjat de chestiunea aia. Mulțumesc. Dar văd că îl bagă, v-a deranjat, dar asta e situația. E o lume ciudată asta, arbitra. Nu ciudată. Nu poți să o înțelegi decât dacă ești acolo. Exact. Și când o înțelegi prea târziu, că nu mai ai ce să faci. Da. Mulțumesc, Bogdan. Urmărim CFR FCSB. Vă aștept la final. Avem o emisiune lungă și alte lucruri pregătite acolo. O să vezi ce a spus Bergul de la conferință. S-a enervat. Mă rog, dar ne revedem după meciul din Groia.